Invitatul meu de astăzi, așa cum vă spuneam, este Cesur Durac, expert în detox și mă bucur tare mult, Cesur, că ești alături de noi. Eu am pregătit aici ingrediente ca să prepar o rețetă foarte interesantă. Uite, am pus varză, știu că varza e de detox. Da, e foarte bun pentru rețeta la detoxifiere, care eu am făcut acum 2 zile înainte, am postat în Instagram. Abia aștept să ne spui despre asta. Asta este un platou pentru rețetă, dar un platou pe care îl puteți consuma, pentru că am ingrediente foarte sănătoase. O să vi le spun și vouă, Cesur, îți spun rețeta să o înveți și tu și să o prepari acasă ulterior. Da? Am salată pe care o să o pun în bol. Este important să consumăm salată și știți de ce, nu? Pentru că salata are un conținut mare de fibre. Avem nevoie de fibre pentru o digestie bună. Și ele ne dau acea senzație de sațietate. Am niște ciuperci pe care o să le tai și poate ne spui tu despre ciuperci ceva acum. Ciuperci care, cum se știe, este foarte bun, foarte bogat minerale. Are, dar afară asta, we have to be foarte atenții. Are, nu mergem la padura de care e. Nu mâncăm asta ciuperci, asta foarte importante. La fel. Cum se știe, acum a venit perioada iarna, din iarna foarte importante, pentru că acum avem multe viruse, bacterie și multe persoane acum care am văzut în televizion, în hospitale, pentru medicament. Ceapa? Foarte bun, foarte bun antibiotic, foarte bun, care îmi place foarte mult ceapa, usturoi, cum se știe. Asta tot natural antibiotic, afară de asta, cum se știe, cuișoară, exemplu, am spus multe ore la multe prietene mei și eu făcut la fel, în perioada pandemie, virus, tot zi am de cuișoară și am lăsat din gura meu, pentru că asta e natural, antivirus, antiseptic, antibacterie, care face prevenire. Asta e foarte important, multe persoane nu înțeles despre asta. Important e nu să fii bolnat. Nu eu căutăm după ce facem, după bolnat, nu eu căutăm ce facem. Important e prevenire, cum am spus. Și exemplu, acum este perioada de iarnă și o explicat, dacă vrei, un ceai iarna. Ce facem, ce îl bem iarna? Vreau să explic eu cum fac dressing-ul ăsta, pentru că mie îmi place foarte mult. Dressing-ul în salată face diferența. Iar dressing-ul acesta este unul foarte interesant. Am pus niște muguri de amarant. Amarantul este o pseudocereală care are niște proprietăți foarte interesante. Știți ce face? Ajută să scadă colesterolul. Și spunea Cesur că este foarte important să prevenim. Așa că microplanta de amarant este foarte bună atunci când vorbim de prevenție în această perioadă. Așa că am pus amarant, microplantă, am pus susan, știți bine, susanul. Și ulei de susan la fel, este foarte bun susan. Da. Și o să pun un pic de ulei, ulei de măsline. Ulei de măsline extra virgin. Ca să fac dressing-ul, da. O să pun, pentru că mă gândesc la dressing-ul acela, da. Pun niște iaurt. Iaurt, da. Dar vă recomand, dacă poți să faci, dacă ai timp și poți să faci, poți să faci în acasă la fel, este foarte bun. Probiotic la fel, iaurt, cum se știa. Bravo! Iaurtul, pentru că vreau să-i pun 2 întrebări la Cesur. 1. De ce mâncăm iaurt? Este foarte bun probiotic, dar cum am spus, care natural, dacă faci natural, este foarte bun probiotic. Și cum se știa, am turc și din Turcia și în istoria la noi și tot bunica meu, asta este unul și traditional mâncare, hai să spunem, partea la iaurt și ayran, care sunt bei. Aveam asta foarte bun pentru sănătatea noi. Vă recomand tot lumii să mâncăm iogurt. Asta. Gata, este dressing-ul. Uite ce bine arată. O să-l pun peste legume și mai am aici porumb. Pentru mine este important să fie farfuria colorată, să fie multe culori în farfurie. Uite câte culori am acum în farfurie. În bolul acesta, gata, îl pregătesc ca să-l așez pe frunza de salată despre care spunea Cesur, de frunza de varză. Scuze. Frunza de varză care am spus, am făcut acum, nu știu, săptămâna înainte pentru curățenie. Cum se-i făcut? 2 din exterior, 2 frunze de varză și pune la cu apa fierbinte și după bei suc de frunzele varză. Este foarte bun pentru curățenie la
spălamân pentru tot corpul din toxine. Așa și ajută la fel pentru slăbire, la fel. Deci cum arată farfuria mea? Arată foarte bine și îi mai trebuie un pic de decor, așa că o să pun niște cranberry. Uite ce bine arată. Dragele mele, aveți o rețetă foarte sănătoasă, foarte gustoasă. Ea poate să fie pentru un mic dejun mai târziu sau pentru prânz sau pentru cină. Este foarte interesantă, se face foarte rapid. Ingredientele, vi le-am spus, sunt foarte ușor de găsit peste tot. Am pus ton, am pus frunze de salată, am pus ceapă, am pus porumb, ciuperci, roșii, sherry. Am pus apoi niște, în sosul respectiv, iaurt, niște microplante de amarant, bineînțeles ulei de măsline și n-am uitat de semințele de susan. Da. Arată foarte bine. Da. Deci eu am nota 10 la asta. Să văd ce notă ai tu asta, la ceai. Eu vreau să spun asta. Afară arată nota la 10 și eu vreau să spun tu are altă notă de 10. Pentru că asta foarte sănătos. Asta e important la fel. Pentru că tot ce arată frumos nu înseamnă asta sănătos. Așa este. Și asta așa frumos. Este. Trebuie așa. Arată frumos și să fii sănătos. Asta bravo. E important. Acum te ascultăm rețeta ta de ceai pentru imunitate. Da, vreau să spun la tot urmăritul dumneavoastră la fel despre un ceai turcesc pentru iarnă. Trebuie un pahar apă plată, pune la borcanceaua și fierbinte asta. Când am fost fierbinte, după fierbinte, cum spune româna, o mână cimpru, o mână scortișoare, o mână cuișoare, o mână ghimbir, o mână mușețel și o mână tei. Și după fierbinte, alte 4 minute, după punem tot ingredient, alte 4 minute și după închide. Și când am fost temperatura cameră, fiecare zi, un pahar. Dacă bei asta toată iarna, tu stai departe din răceala. Cine nu bea ceai în casă la dumneavoastră? Ia să-mi spuneți. Cred că fiecare dintre dumneavoastră bea o cană de ceai. Rețeta pe care Cesur astăzi ne-a spus-o este o rețetă foarte interesantă. Cesur, este foarte important când bem ceaiul. Care momentul zilei când bem ceai? Care ceai am explicat? Pot să bei o dată în zi, exemplu după mâncare, o oră jumate, pot să bei ceai asta care am explicat. Este foarte important să știți că da, în această perioadă ceaiul este o băutură care ne ajută, așa cum spunea Cesur, și să trecem mai ușor peste răcelile care ne pândesc peste tot. Cesur, salata mea are cam în jur de 200 de calorii, 300, dacă mănânci fără pâine. Și eu vreau și... Dacă mâncăm fără pâine... Nu, fără pâine asta care asta fără pâine. Fără dar pâine ești... și eu vreau să spun asta, așa, o aștept foarte mult, tu închidem de programul și mâncăm asta. Arată foarte cred că, da, arată foarte bine. Cred că și voi sunteți de acord cu mine că este un preparat care arată foarte bine, dar așa cum spunea Cesur, este și sănătos. Spune-ne despre detox. Detox, acum în perioada care suntem, stau în 20 de centriu, este foarte important pentru că acum nu avem cum să înainte sunt mic sau bunica, unde are acum air, eu vreau să spun în partea aici în engleză, are air pollution, toată lumea înțelege, you know, și are, you know, de toată alimentare, foarte dificil tu găseam organic și natural acum. Și avem de om viața toată lumea, fără mișcare. Așa este. Și avem tot acum Wi-Fi cu electronic, tot efect la sănătatea noi. Pentru asta trebuie tu faci detoxifiere, tu ajută la corpul la noi, tu faci detoxifiere și tu curățenie interior și am un viață sănătos, dacă vrei să fii. Păi tu cu alte cuvinte ne spui așa că trebuie să fim atenți și la detoxul alimentar, și la detoxul spiritual, și la detoxul informațional, digital ăsta, așa este, nu? Aveți grijă la toate aceste surse de acumulare de toxine, pentru că să știți că toxinele se acumulează în organismul nostru și din punct de vedere nutrițional, dar și din punct de vedere psihic. Așa că mai lăsați deoparte telefoanele, mai lăsați deoparte sursa asta de stres maxim, să vedem și încercați să vă bucurați
și să mergeți de sculți un pic. Eu obișnuiesc să fac asta și vă tot spun pe internet și cesur spune acest lucru. Atunci când mergi de sculți prin casă, dacă aveți posibilitatea să ieșiți, să mergeți de sculți în iarbă, este minunat, activați centrii reflexogeni corespunzători tuturor organelor, ceea ce este un lucru extraordinar și vă conectați cu sursa aceea de energie verde. Cesur, vreau să-ți spun că ciocnim pentru întâlnirea noastră, că nu ne-am întâlnit de mult. Și știi cu ce? Cu o sursă incredibil de importantă și mai mare de vitamina C, mai mare decât portocala și lămâia, știi? Fructul de acerola. Acerola, voi da, aveți. Da. Noi acum avem la dispoziție și abia aștept să dăm. Poți să bei acum? Da? Păi cum altfel? Cum ți se pare? Bun. Gustați, bun, da. Foarte bun. Trebuie să savurați fiecare înghițitură. Oamenii obișnuiesc să bea repede apa. Pun sticla la gură. Nu e și bine, eu bei apa așa, în trei, exemplu, eu bei o parte și pauze, oxigen, și după doi și după, în trei ori eu bei apa. Nu bei direct din sticla, asta nu e sănătos la fel. Așa este. Și pot să vă recomand, de exemplu, eu bei apa, nu e când am așa, eu stau pentru că la când suntem așa, apa merge direct. Asta este. Nu e bine pentru așa partea este. La colon. Deci ce trebuie să știți? Că apa trebuie amestecată cu saliva și în felul acesta vă veți hidrata. Dacă doar dați peste gât așa, nu apa, e o plimbăm un pic prin gură și apoi o înghițim. Da. Așa ca și ceaiul, că tot vorbim de ceai, pentru că pereții bucali captează apa și în felul acesta hidratarea este mult mai bună sau este optimă. Pentru că am auzit foarte multe persoane, eu beau apă foarte multă și tot nu sunt hidratate. Nu, o bei corect, așa că învață să bei apa corect și noi învățăm astăzi de la tine că detoxul este important pentru a preveni. Exact, exact așa. Cel mai important, cum am explicat fiecare dată în tot urmăritul meu, important e primul tu să fii sănătos, prevenirea. Să previi, așa exact. Este. Și ne-ai dacă informații... schimba viața la un viață de sănătos, după nu are problema, nu trebuie tu mergi la hospital și cautam doctor hospital. Mai bine tu faci tot prevenire să fii sănătos. Am un cadou pentru tine, pentru mulțumesc că ne-ai dat informații mult. Interesante. Foarte interesant, acum e foarte fashion. Acela este ca să te bine dispună. Mulțumesc mult. Mulțumesc tare mult, Cesur, că ai fost astăzi alături de noi și vouă vă mulțumesc că ați luat în seamă toate sfaturile noastre. Sper să le și aplicați, să pregătiți această rețetă acasă atunci când vă aduceți aminte că nu aveți ce să faceți pentru prânz sau cină. Este gustos, este sănătos și da, rețeta de ceai detox. Da. Este foarte simplă. Mulțumesc tare cu mult, mare Cesur. Drag. Mulțumesc și dumneavoastră. Să ne vedem cu bucurie săptămâna viitoare la 9:30, sâmbătă, la Sport, Dietă și o Vedetă. Primul iurau spune asta, sănătate neprețuită. Pentru asta trebuie prevenire. Cum am explicat în programul la Adam Florentino Opriș, te rog frumos, schimbat viața la un stil de viață sănătos.